deocamdată n-au zis nimic polițiști. Asta cu șinte. Cred că cel mai bine e să faci zgomot. Poți vorbesc la asta. Не на шару уже стоишь. Не за дежабу уже стоишь. У мини доллара. Румына. Сколько это? У мини доллара. Мара Румыния, да, кричишь? Румыния Мария, да? А что там чем было здесь скрис? Скрижос по пукулю в Вороне. Румыния Мария, да? Скрижос по пукулю в Вороне. Путина для оккупации. Кричи, это самое, Мария, кричи, стань вот там, возле Штефана, и маши вот так, кричи. Румыния Мария, мы его забрали когда-то. А я с двумя сейчас. Кричи, вот одна кричала там. Оккупанты кричит, оккупировали, говорит. Да тебя бы, друг, на свете не было бы тебя. Ты хоть знаешь, что такое война, а? Это сигур провокатор. Ты хоть нюхал, что такое кровь? Я прошел Афганистан, прошел. Высыкуны. Не видели, что это такое? Толя, Суруяк уж не раз узнал ничего провокации. Здесь Румыния, Молдова. Вот тебе, вот, посмотри на свои руки. И на мои руки. Я работаю тут. Есть на руки, посмотри. Мой дед создан тут в Великую Румынию. А вы пришли? Да? Хрен его знает, что да? Вы сказали. Да. Идите своей да? дорогой. Да. У тебя родина Россия есть? Иди там, ибо... Да не было бы этого города, не было. Ты в деревне жил бы, ты. У тебя были не вот такие руки были бы, знаешь? У него хвостом был вот так. Тут и Русета. Ты господар здесь, да. Господар. Вот стань возле Штефана. Дед, где Ларри? И Ларри, где сейчас Ларри? Где твой друг? Где твой друг? Где Ларри, где? А кто купан? Ну кто купан? Я купан. Да конечно, вот ты. Ну, ты кричишь, иди своей дорогой. Ты кричишь, я купан. Иди своей дорогой. Вот ты кричишь, я купан. Иди своей дорогой. Чем Владимир Лашин Пача нашел? Мой отец в саперных войсках нашел. В саперных войсках. Кто вас звал? Кто звал? Ты знаешь, вот я... А кто восстановил ее? Кто строил это? Слушай, кто построено все? Кем построено? Какими руками построено? Если бы со шаром протеста авторизации при Мария Муничипе до Кишинел, он протест на Министерство афачерилор интерне. Ной, чей дин Хайд Парк, не ам сатурат са фим кондуш, са фим интимидат, de poliție, de aceste forțe de intimidare. Ne-au săturat, pur și simplu. Adică ce desfășoare, ce formă de pichetare. Aici e un stat politic. Noi nu solidarizăm cu toate acestea. Auzi, eu vreau să spun o problemă cu noi. Ai vreo minută. Spune. A fost un mochimot, a fost cine mare erou din protestul de 9 iulie. Și a fost la doamna aceea. Spuneți că care 560, articolul, ea nu știe nici mai scurt ăsta. Și a fost un raport. Și mi-a spus că trebuie să vin la... Înțeles. Și acte trebuie să am. Spune, copia legii, ce că eu cătat acolo de asta, eu nu găsit. Legea este acasă. Deci te-o chemat în judecată? Da, a fost. Când? Da, asta a fost. Am o dosarare cu șipul prosuț acolo. Genadii în mână. Da. Și Genadii în mână și nu știu. Și a spus că, zic, băi, zic, o scateți avocatul și acolo mă spune. Da, ăsta era doar că ăsta spune că trebuie copia decizii este aștia voastre. Acolo și copia legii să o ducem acolo. Spune data viitoare.
când... Următoarea ședință. Ei a spus că s-a ocupat tare, tare, s-o pune pe vine dimineața la 8:30. E bun, Genadi, 30 până atunci pregătim tep. A fi dar, bă, eu vin cu... Dacă sunt mâine liber și Genadi acolo, vin și mâine eu. Vreau să spun că ia semana oameni, a femeie cu scade, dar... Doctorul ăsta spune ce, da? Spune ce se pun la dosar, că eu trebuie să am o... Corect, exact. Acte de intimidare din fața... Eu n-am autorizat afacerilor externe. Pentru vas le ai autorizat? Cea mai gravă încălcare a fost ținut în chiși 2 zile în trecerile izolatoarelor a municipiului Puicani. Vreau să vă anunț încă o dată că acest meeting este autorizat de primăria municipiului Chișinău și cred că colaboratorii afacerilor interne nu cunosc de această autorizație. Trebuie să mai luăm niște baterii, cred. Mai ai și telefonul și al mobilei tot al tău, da? Da, da. Tot așa, bun. Domnul polițist, dacă doriți, vreau să prezentăm autorizația. El nu prea l-a interesat de nimic. Suruia. E bloc, nu l-a interesat. Este, dacă trebuie să o scot. I-am spus că o pus după la deal, la val și mi-am aprochet de capitanaș și i-am spus, zic, băiețelul, zic, mi-ai făcut pe la primar că l-ai arestat, știi? Zic, lasă băieții, știi? Și pe urmă i-am spus când îl vă lua pe toți, să au venit țara după să vă iei pe toți, ăsta să vă iei, vă lua 3, ăsta... I-am spus la judecătoare că vreau să urită de nebunile astea ție, știi? Doi fugit de a venit. Nu aveți drept să urmați colaboratorul de poliție. Ba da. Nu aveți. Dacă e la serviciu, am voi. Dacă e la serviciu. Să-mi arate legea în care e interzis. Ați știut de această autorizație? Ce? Dar nu o luați, că ăsta e document. Poliția trebuie să aibă copii. Eu stau aici și nu pune mâna pe mine, te rog frumos. Eu hârtie am vrut să... Eu pe data n-am pus hârtia. Scuze, dau înapoi, păi stai întors. Dar s-a mai suplat, au luat-o poliție și nu mai vine. Mă mai bine, bă? Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună domnul, care e? Eu sunt, anotomii de urmă. Noi suntem și vreo 10 persoane, conform declarației prealabile Asociația Civic Hyde Park. Conform declarației, da? Da. Dar... Tehnic noastră. Eu vă cunosc destul de bine. Și mai vă cunosc. Da. Hai, ce provocare de data aceasta? Eu sunt politic. Ce s-a luat? Plus, Oleg. Ce provocare au primit de data aceasta? Băi, sper că dumneavoastră știți de această... Băi, bine. Dosaraș, mare, cele mai mari criminale. La 9 iulie. La 9 iulie. Cele mai mari criminale de mine. Acolo, în dosaraș, nu sunt la judecătoare. Și... Nu știu că la voi zbăieți... Dar nu vă aud, iată, mă. Scriitor... Dacă suntem la Ministerul Afacerilor, la acest moment, în care ordine. Scrie domnul Axinti. Eugeniu Axinti. Iar că ieșea la domnul Jura singură. Nu. Este în drept să organizezi. Oleg, scoate declarația prelat. În declarație este scris, cum și vă arătam? Cu ștampilă, te gândești la copil, la familie? Prin mă gândesc la fel, nu? Foarte bine. Și, aveți ceva împotrivă? De ce ne faci autorizație la persoană, dar ce... Păi nu știu de ce-au făcut, chiar dacă ștampilă e. Ia logic chestia asta. Este autorizat să organizeze. Dacă eu trec frate, mă opresc, că era. Dragi cetățeni, vă recomand să se desfășoare un protest perfect autorizat de primăria municipiului Chișinău. Suntem Asociația Civică Hyde Park.
luptăm pentru libertatea de exprimare și drepturile omului. De data aceasta avem un protest la mâini. Anuștiu câtele celelalte dinainte au fost zădărnicite de colaboratorii afacelor lui. De data aceasta sper să nu apare iar și cane și să ne ia pe sus. Sper să nu ne ducă iarăși la comisariat în centru. Sper să fie cu bine protestul de azi. Care-i tematica? Ne-am săturat să trăim într-un stat polițist. Ne-am săturat să fim intimidați de polițiști. Avem și un mesaj pentru polițiști chiar. Aici este scris, jos papucul lui Voroni. Jos papucul lui Voroni. Ne-am săturat să fim conduși de minți semi-analfabete. Ne-am săturat. Dar unde autorizația? O luat-o. Nu, e la Anatol. Da, eu întors-o. De data asta nu mai reușit să fac recurs. Sper că n-ați reușit de data asta să întocmiți acasă la cineva un recurs de la procuratură sau nu mai știu de unde, niște acte false cu ajutorul cărora dumneavoastră ne-ați ridicat pe 30 august anul curent pe sus și am fost duși iarăși la comisariatul centru. Am fost ținuți noi patru oameni, am fost ținuți o oră jumate fără niciun motiv legal. Chiar și polițiștii de acolo au recunoscut, la revedere, plecați, știți? Ne-au ținut atâta cât au durat, trebuia să dureze, conform autorizației la primărie, protestul de pe 30 august. Ziua când se împlinea un an, fix un an, de la arestările de pe 30 august 2006 din fața guvernului, când au fost ridicați pe sus 9 oameni și ținuți 42 de zile de ore în izolatoarele comisariatului Puicani, fără mâncare, fără apă, între 4 pereți, fără aer, cu o grămadă intimidări, amenințări din partea polițiștilor. Vrem doar să ni se respecte drepturile garantate de Convenția Europeană și Constituția Republicii Moldova. Să vă readuc aminte că și mâine mai revenim aici, la MAI și Procuratură. Suntem Asociația Civică Hyde Park. Deja domnii polițiști ne cunosc de mai demult. Și sperăm să nu mai avem probleme ca și datele trecute. Exprimați-vă liber! Anatol, mai dorește încă o dată omul să vadă. Dar păi și el nu mai poate protesta dacă îl hărțuit atâta. Cere de la primărie copia și îl hărțuit pe el. Peluzica noastră scrie jos papucul lui Voroni. Bine, parte. Bună. Preca noroc și am plecat. Trădătoare. Să șepi ora. Pa. Молодец, ты сын. Merci. А что врал же я? Поработай с куной. Да я говорю, я на вары, я на вары, ну мне так. Молодцы, я с декорд повой. Merci. Ну то, что такого, если индикат на Монатолске, то организация, как у самого физика, то есть при участвовании будет. Да. Как?
ce a declarat persoana fizică. Document? Da, da, da. A doilea document... Încearcă să fără la cale. Da, râd, staful acolo trebuie să decide. Eu sunt chemat la judecată, dar mă pot duci tot dispună de asta. La care judecat? Eu n-am azi nimic. Sunt data 10, orele 11, Vega. Poate Ghenadi. Sunt 2, 3, 3 sau 4 chiar. Mai sunt alți cu aceeași familie. Eu n-am avut de-a face cu alt Vega decât cu Ghenadi. Vă spun că sunt mai mulți, frate. Ba da, ba da. 16 august ai ridicat pe Ghenadi, Vega. Dar de ce că ești simpatic? Da, dar lumea nu vă știe. Lasă știi populațiunea cine le apără drepturile. Ordinea publică. Sunt bază cărnile. Dar nu înțelegem de ce. Dacă e la mesagier, se poate de filmat. Dacă nu, nu. Ți-am dat lucru. Mi-am interzis să filmeze frontispiciul Energ Bancului, nu știu de ce. Și m-a întrebat dacă suntem de la mesagier. Dacă aș fost la mesagier, are informația? La președinții parlamentului. Populația, mai ales în mediul rural, care nu au acces la alte posturi. Bine. S-au oxidat bateriile. Stimați concetățeni, vă aducem spre cunoștință dumneavoastră, suntem Hyde Park, deci o asociație de cetățeni liberi, o asociație civică, non-politic, non-guvernamentală, non-religios, non-profit. Venirea organizațiilor neguvernamentale să se asocieze în spiritul democrației participative. Scopul cetățenilor asociați, deci a ajuta guvernarea a realiza proiectele sale, care sunt îndreptate pentru cetățeni spre societate. Asociația civică Hyde Park este axată pe probleme drepturile fundamentale, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Cu regret, în parcurs de 4 ani de zile, atunci când cetățenii asociați în organizația neguvernamentală Hyde Park depistează o problemă, semnalează, așa cum este prevăzut prin statut. Și ca să vedeți, în majoritate, deci mai mult de jumătate de încercări ale noastre să semnalăm cetățenilor, aleșilor noștri, funcționarilor de diferite ani, sunt probleme, de fiecare dată este asmuțită poliția și cetățeni sunt hărțuiți sistematic în acest stat care pretinde să fie democratic. Spre regret, atunci când poliția ne hărțuiește, ne duce prin instanță de judecată, vă declar că toate procesele sunt câștigate. În asemenea cazuri, ne vedem obligați să atragem Ministerul de Interne la răspundere. Conform procedurii, am depus plângeri în mai multe rânduri către Procuratura. Procuratura uneltește cu poliția și de fiecare dată acoperă fără de legile lor. Și iată, la moment prezent, dumneavoastră vedeți că iarăși suntem hărțuiți, avem declarat... Dar eu zic ce? Trece cu aia, spus! Trece că e cu aia! Eu am bun, băi! Nu înțelegi că jurnaliști filmează acum? Dar nu ți-e rușine, îți porți așa cu un om liber! Dar de ce nu mă previi? De ce nu-mi dai voie să repar greșeala? De ce mă forțezi, băi, omule? Hai să răspunzi, băi, omulean, și ieși, băi!
tare voi mă știți mai sunteți. Cam paiele în cap. Doamne ferește. Știți cum e și eu.